Bună seara, CLU! Sunt eu. De fiecare dată eu. Și totuși, mereu altul. Un nume de 147 de ani mi-a rămas în minte. Iar acesta îmi descrie toată existența. Istoria mea e aceeași, dar se multiplică în fiecare zi. În fiecare zi, alți oameni mă întâlnesc. Unii rămân aici pe viață și numesc profesori, iar alții sunt precum pasagerii unui tren. Se urcă în el la peronul 9 și coboară în gara cu peronul 12. Pe aceștia îi numesc elevi. Acești oameni îmi construiesc existența și îmi prelungesc viața cu tinerețea lor. M-aș putea considera un norocos în comparație cu ei. De ce? E simplu. Pentru că ei, din viața lor efemeră, îmi dăruiesc mie un veac și jumătate spre infinit. Mi-aduc aminte din vremea când eram tânăr. Dar eu n-am știut niciodată ce înseamnă să fii bătrân. Datorită lor, călătorilor din gara mea, sunt tânăr. Da, sunt și mă simt tânăr. Și astfel, imaginea mea vine din interior, unde emoțiile și-au dat întâlnire. Cu entuziasm și bucurie am ajuns până aici. I-am întâlnit pe ei și vă cunosc pe voi. Și îmi las imaginea mea în mâinile voastre. Puneți voi amprenta tinereții, a harului și a talentelor voastre. Sunt cel mai tânăr din orașul acesta. Sunt CNU și mă înclin. Sunt cel mai frumos din orașul acesta. Sunt cel mai frumos din orașul acesta? Pe străzile pline când ies, n-am perechi, atât de grațios îmi stă trecutul de veche și atât de înflorite mantaua și vesta. Sunt cel mai frumos din orașul acesta? Născut din incestul luminii cu amurgul, privirile mele desmiară de genunea. De mine vorbește în oraș toată lumea, de mine se teme în taină tot burgul. Sunt prințul penumbrelor. Eu sunt amurgul. Nu-i chip să mă scap de priviri pătimașe. Prin părul meu vânăt subțiri trec ața și toți mă întreabă. Sunt moartea, sunt viața, de ce am ciorapi verzi, pentru ce fes de pașe și nu-i chip să scap nici pe străzi mărginași. Medalii, onoruri în faimă mă acopăr când calc, parcă trec pe pământ de pe un soclu. Un ochi vișiniu îl ascund sub monoclu și întregul trecut când pășesc îl descopăr. Dar iute la copăr, ca iar să-l descopăr. Celălalt ochi, cel galben, îl las să se amuze, privind cum se țin toți cascaiul de mine. Dacă ați ști cât vă șade de bine, toți sărind, țopăind după negrele buze. Celălalt ochi se amuză și îl las să se amuze. Cu un tainic creion îmi sporesc frumusețea. Privesc în istorie de trei ori pe noapte. Decenii glorioase mă adapă cu fapte, mari oameni de geniu mi-ajută zveltețea și un suflu puternic vădește noblețea.
oare cel mai frumos din orașul acesta? Toți dinții din gură pudrați mis cu aur, mijlocul mi-e subt în corset, sub cămașe, fumez numai pipe de opiu uriașe, pe brațul meu drept, tatuat am un taur, și fruntea mi-e încinsă cu frunze de laur. Prin lungile tainice holuri vopsite, viitorul cu un zâmbet larg mă pândește și nu știu de ce, când plimbarea îmi priește, când sunt mulțumit că am stârnit noi ispite, din mine ies ambiții ca lănci făurite, din mine cresc crengi ca pe pomi mătăsoase. Și însăși natura, a tot știutoare, ea însăși nu știe ce sunt. Om sau floare. Sau numai un turn rătăcit printre case. Un turn care înalță pietre prețioase. Sunt cel mai frumos din orașul acesta. Pe străzile pline când ies, n-am pereche, atât de solemn îmi stă trecutul de veche și atât de înflorite mantaua și vesta. Sunt cel mai frumos din orașul acesta. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Bună seara, CNU! Bună seara, dragi boboci uniriști! Bună seara, stimați profesori! Suntem Elena Pintilie și Alexandra Tarbă și vă urăm bine ați venit la Balul Bobocilor 2013! Drag spirit unirist și ne bucurăm că ne ești aproape în seara aceasta pentru a înțelege noua imagine, o tânără care să fie cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și care să înțeleagă cel mai bine tot ce reprezinți tu pentru noi, uniriștii de pretutindeni. Iată că am ajuns în cele din urmă până aici, moment în care putem spune cu tărie că înțelegem cu adevărat spiritul unirist, care ne-a învățat ce înseamnă să fii cel mai bun și ne-a făcut să descoperim că a te mulțumi cu ceea ce ai nu e decât o pierdere a ceea ce ai putea avea. Și de ce nu? Unii dintre noi au aflat că doiul nu este o notă atât de rea dacă faci matematica cu domnul Noană. După cum bine știți, colegiul nostru are acum o nouă fațadă, mai frumoasă decât a altora, făcută parcă special să ascundă vârsta și înțelepciunea unui loc care și-a rămas bun de-a lungul anilor de la numeroase generații de elevi. CNU creează oameni de prestigiu, care se molipsesc încet încet cu acest spirit unirist, sângele lor deja căpătând culorile galben vișinii. Și pentru că un aspect exterior impunător nu poate exista fără partea sa interioară, noi suntem aici să o găsim pe cea care va deveni astfel noul chip al Colegiului Național Unirea. Cu toții am știut dintotdeauna că Unirea nu e doar o construcție frumoasă, ci are suflet. Uneori chiar ne imaginăm că sub cimentul din curte sunt ascunse vene și artere care duc la o inimă gigantică, inimă ce nu se va opri niciodată. De ce? Pentru că sunt mereu alte generații, ca voi de altfel, care visează să pășească dincolo de poarta verde și să spună cu un zâmbet larg pe buze, mândru că sunt unirist! Noi am ales 8
tinere, domnișoare, care în această seară vor încerca să vă convincă de calitățile lor ce tind spre idealul mirist. Dar numai una va fi noua față a Colegiului Național Unirea. Și cum doar repetițiile nu sunt suficiente, am adus cu noi ajutoare cărora dorim să ne mulțumim din suflet pentru sprijinul financiar și material acordat. Sece Dumbre Ser SRL, Pandora, Jean de Super Ro, Divori Prest, Zamfir SNC, Company TM, Sece Scorpion SRL, Dia Carn Food SRL, Baradi SRL, Magazinul Rococo, Floreria Casablanca, Dance Expert, Oriflame. Și ținutele noastre sunt asigurate de casa de modă Valentina. Cum seara de-abia a început, sarcina este grea, iar noi mulți și nehotărâți lăsăm această decizie pe mâna experților. Și pentru că tot a început un nou sezon la Dansez pentru tine, le spunem bună seara membrilor juriului. Domnul Cornel Noană, director al Colegiului Național Unirea. Dragoș Dragomir, absolvent al Colegiului Național Unirea, vocea inconfundabilă a spiritului unirist, actual student al Universității Politehnice București. Doamna Mirela Horhocea, o bună prietenă a Colegiului Național Unirea, care ne-a ajutat și din punct de vedere financiar. Îi mulțumim! Violeta Zanfir, Miss Boboc 2010. Andro Octavian Mocanu, fost elev al Colegiului Național Unirea, Mister Mărțișor 2013, purtător al tradiției uniriste și actual student al Universității Politehnice București. Așadar, să fie bal. Cuvintele nu-și mai au rostul, prin urmare, vă invităm în continuare să vă decideți cine își va merita cu desăvârșire titlul The New Face a Colegiului Național Unirea, ediția 2013.
get in. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care when we go. If they do, then I'm lost, then I'm out of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found, I finally found you. Diana, Ana considerând că aceasta a reușit să se facă remarcată nu doar prin titlul atribuit, ci și prin ajutorul oferit din suflet tuturor bolnavilor, lucru pe care nu-l poate face oricine. Motoul care o descrie cel mai bine este: cu cât omul gândește mai puțin, cu atât vorbește mai mult. Bună seara, Ana! Bună seara! Am aflat despre tine de-a lungul repetițiilor că ai o anumită temere. Astfel, poți să ne dai un sinonim la cuvântul entomofobie? Frică de insecte. Bravo, Ana! Să o aplaudăm! Ne-a plăcut foarte mult motoul tău și plecând de la el, ți-am pregătit un citat. Ca să înțelegi că ești prost, trebuie totuși să-ți meargă mintea. Ai putea să ne-l comentezi? Ok.
O să-i mai zic încă o dată citat. Ca să înțelegi că ești prost, trebuie totuși să-ți meargă mintea. Păi, dacă ești prost, nu-ți merge mintea. Bravo, Ana! Haideți să o felicităm! Mulțumim, Ana! Ora Oprea! Știm despre ea că nu are și nu a avut niciodată un model în viață, deoarece consideră că trebuie să fii tu însuți și să-i lași pe ceilalți să te aprecieze pentru ceea ce ești. Are la rândul său persoane și personalități pe care le apreciază, dar asta nu înseamnă că își dorește să fie ca ele. Visul ei cel mai mare este, nu o să ghiciți, să dețină o fabrică de Nutella. Bună seara, Cora! Bună seara! Cora, am aflat despre tine că ai făcut dans sportiv. Ai putea să ne spui care este țara de proveniență a dansului rumba? Cuba. Felicitări, Cora! Așadar, a doua întrebare este, poți să ne dai exemple de cuvinte care se înceapă cu apă? Apocaliptic? Apostoai, Andrei? Felicitări, Cora! Mulțumim! Nicoleta Apotop! Nicoleta a ales Colegiul Național Unire, oarece consideră că prin perseverență ar putea îmbina învățatul cu distracția, ajungând la finalul clasei a 12-a la un nivel ridicat. Visul ei cel mai mare este să înțeleagă matematica, iar motoul ei în viață este totul se întâmplă cu un motiv. Bună seara, Nicoleta! Bună seara! Am aflat că urăști minciună, dar nici matematica nu prea o ai la inimă. Convinge-ne că matematica este cea mai frumoasă materie. Matematica este cea mai frumoasă materie dacă o faci cu domnul Noană. Să aplaudăm pe Nicoleta! Atunci când deschizi una din cărțile tale de colecție Gossip Girl, pe pagina din dreapta, numerotarea este pară sau impară? Impară? Felicitări! Să aplaudăm pe Nicoleta! Medea Stan. Am aflat despre ea că visul ei cel mai mare este să știe că indiferent ce alege în viață, are alături o familie care să o susțină și să se simte iubită indiferent de ce s-ar întâmpla. Crede în fericire și în dragoste mai mult decât în orice. Motoul ei fiind, fă în așa fel încât fericirea să devină singurul tău viciu. Bună seara, Medea! Bună seara! Știm cu toții că îți plac dulciurile. Ai putea să-mi spui care este diferența dintre Twix-ul stâng și Twix-ul drept? Cred că Twix-ul drept este mai bun decât Twix-ul stâng. Felicitări, Medea! A doua întrebare pentru tine este, de ce dacă arunci o cărămidă dreptunghiulară în apă, ea face cercuri? Pentru că este de la Unirea. Felicitări! Aplauze pentru Medea! Roxana Pentea! Roxana spune despre ea că nu are niciun model în viață și consideră că problema generației de astăzi este aceea că nu mai avem modele de urmat. Motoul ei este: o persoană inteligentă rezolvă o problemă, o persoană înțeleaptă o evită. Și spune că visul ei este să reușească în viață pe cont propriu în țara ei. Când o să fie mare, își dorește să devină un omuleț fericit. Bună seara, Roxana! Bună seara! Ne-ai spus că în decursul unui an ai pierdut un centimetru în înălțime, tu acum având 155 de centimetri. Dar spune-ne, cum te vezi peste 155 de ani? Un omuleț fericit! Felicitări! Și mai avem o întrebare pentru tine. Un copil are în sac 3 găini, 7 rațe și 5 cocoși. Câte picioare merg spre casă? Ale copilului și dacă este singur, îmi pare rău pentru el. Să aplaudăm pe Roxana! Mulțumim! Bianca Golea. Susțin că de mică a avut o mulțime
sume de visuri, unele mai realizabile decât altele, dar dacă și-a dorit ceva cu adevărat, a făcut până și imposibilul ca să reușească ceea ce și-a propus. Crede că modoul cel mai potrivit în momentul de față este, dacă nu lupți, nu câștigi. Bianca este o persoană care simte foarte bine muzica și de defilat cântă bine. Bună seara, Bianca! Bună seara! Bianca, am aflat că îți place foarte mult clubul Pult. Dacă pulsul normal este între 70 și 100 de bătăi pe minut, cu cât îți crește pulsul atunci când intri în pult? 100%. Felicitări, Bianca! A doua întrebare pentru tine este, cum îi spui unui om care bată în urechi? Pentru că nu aude, cred că o să-i gesticulez. Felicitări, Bianca! Aplauze pentru Bianca! Claudia Manta! Claudia spune că a avut șansa să vadă cu ochii ei ce înseamnă spiritul nirist timp de aproximativ 2 ani, participând la aproape toate evenimentele liceului prin intermediul dansului. Susține că cel mai mare vis al ei este să devină o persoană independentă, puternică și, bineînțeles, campioană la dans sportiv. Modoul după care se ghidează este niciodată să nu spui niciodată. Bună seara, Claudia! Bună seara! Prima întrebare pentru tine este, care an durează numai o zi? Contează să fie cel mai bun pentru... Nu contează. Felicitări, să o aplaudăm pe Claudia! Știind că dansul este o mare pasiune de-a ta, te rugăm să ne explici ce înseamnă pentru tine mișcarea în doi. Pasiune, colaborare, colaborare și nu în ultimul rând, înțelegere. Felicitări, Claudia! Mulțumim! Iulia Ilie. Iulia susține că modelul ei în viață este mama ei, pentru că a făcut foarte multe pentru a avea lângă ea, fiind o luptătoare și cea mai puternică persoană pe care o știe. A ales Colegiul Național Unirea pentru că aici se îmbină utilul cu plăcutul prin tot felul de activități extrașcolare, iar motoul ei este: secretul vieții nu este să ai tot ce-ți dorești, ci să-ți dorești tot ceea ce ai. Bună seara, Iulia! Prima întrebare pentru tine este, dacă ar juca șah Bin Laden cu Bush, cine crezi tu că ar câștiga? Bin Laden? Felicitări pentru răspuns! Același lucru am spus și noi, pentru că deja Bin Laden i-a luat 2 turnuri lui Bush. A doua întrebare pentru tine este, mi-ai spus în descrierea ta că ai ales Colegiul Național Unirea pentru că aici se vină utilul cu plăcutul prin activități extrașcolare. Ce ai face dacă de anul viitor activitățile extrașcolare nu ar mai exista în acest liceu? Aș face eu tot posibilul să revină. Super răspuns! Mulțumim, Iulia! Acum că le-am cunoscut mai bine, vă invităm să urmăriți proba de dans și dau cuvântul colegului meu, Apo. Le-ați văzut, v-au plăcut, dar urmează acum proba de dans în care fiecare concurentă vă va încânta cu mișcări pline de viață și entuziasm. Ridicăm acum cortina în fața primului moment pentru o proiecție flamenco, dans spaniol puternic și pasional, susținut de Ana Eni. Thank you.
Nu știu despre tine, Alexandra, dar mie mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Cred că și vouă, de altfel. Și asta e doar începutul. Sărim înapoi în timp până pe la 1920, pe străzile unui oraș din Carolina de Sud, Charleston, unde femeia delicată, filiformă, se eliberase de încorsetări, lovind poderele sărilor de dans cu chicuri ferme. Fără minute de concentrare, Cora, dans! Sigură că nu îl intuiești. Un gen de dans venit tocmai de pe străzile orașului indian Mumbai. În ritm Bollywood cu mișcări orientale, intră Nicoleta Poto! În ce mai tare? Te cred! Și nouă ne-a plăcut foarte mult, nu-i așa? Dar stați să vă spunem ce urmează.
pasiune pură, poftă de libertate, ritm fără limitări, cu sângele clocotind în vene, țiganii ne-au dăruit un stil de dans la care ne uităm mereu cu ochii laco. Medea, joacă-ți fustele! După dans, te cred, te cred. Dar hai să-ți dezvălui ce urmează. Voce gravă, dungă perfect dăltuită pe pielea piciorului, gene lungi și privire pătrunzătoare. Roxana Bentea ne aduce în scenă cabaretul. Hai să o vedem! So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Momentul următor e special pregătit pentru tine. Asta pentru că am aflat că îți place muzica pop.
cum Michael Jackson era imposibil de evitat într-o asemenea colecție a genurilor, o lăsăm pe Bianca Golea să ne prezinte acest stil de dans. Plăcut, impresionat chiar și de acest moment. Și sunt sigură că așa vei fi și de următorul. O prezență est-europeană infiltrată ca un spion pe străzile Cubei, de unde a furat ritmuri de rumba, Claudia Manta vine alături de Andrei Dumitrescu într-un dans al picioarelor ferme și al șoldurilor unduitoare. Claudia, dans!
observ că Alexandra m-a cam părăsit. Vom continua spectacolul. Cum burlesc e prea mult pentru un spectacol întreg, pentru dumneavoastră l-am transpus, n-o să ghiciți, în rock and roll. Capabilă să îmbină complexitatea mișcărilor acestui dans cu farmecul feminității, Iulia Ilie e pregătită să intre. It's a cold and crazy world that's raging outside. Baby, me and all my girls are bringing on the fight. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a me, it's a burlesque. Au venit în această seară să ne încânte din nou privirile și să ne transmită energia lor. Creative, nonconformiste, unice, majoretele CNU!
Bună seara, CNU! Suntem Sara și Dragoș Popescu. Iar în această seară vom fi gazdele dumneavoastră. Și vă vom prezenta emisiunea Live la CNU! Dragii mei Boboco telespectatori, în fiecare an, elevii claselor a 12-a au prilejul de a le prezenta noilor veniți frumusețea Colegiului Național Unirea. De această dată s-au hotărât să abordeze o atitudine foarte directă. Pentru a vă contura o părere cât mai relevantă, aceștia au încercat din răzputeri să surprindă toate perspectivele fenomenului ce reprezintă CNU. Iar aici vine partea interesantă. Din punct de vedere, dacă se poate, cât mai obiectiv. Ce au făcut organizatorii noștri în acest sens? Aceștia au recrutat 8 domnișoare dintre voi, Boboco telespectatorii. Au creat așadar o punte de legătură între cele două generații. Iar în câteva momente vom observa cum acest lucru îi va ajuta să-și atingă scopul, să vă impresioneze și să găsească o nouă imagine Liceului Unirea. Astfel ajungem și la subiect al emisiunii din această seară. Colegiul Național Unirea sărbătorește în Sulțean schimbarea la fapt. Cu surd și trâțe se caută o nouă imagine reprezentativă pentru liceul ce a trecut prin momente grele. A suportat despărțiri dure, de geamurile vechi, de ușile greu de închis, de parchetul prăfuit și de varul care ascundea în urmele sale amintiri. Și ce amintiri? Să revenim! Astfel, cele 8 domnișoare recrutate de domniile lor organizatorii luptă în această seară pentru titlul de Miss Boboc 2013! Cum este de la sine înțeles că orice acțiune care poate degenera în muncă ne înspăimântă pe cei mai mulți dintre noi, Eni Ana Maria propune să ne canalizăm asupra ludicului. Cu alte cuvinte, să urmărim de ce la CNU nu te plictisești. Eni, ai legătura. Bună seara! Tu ăla-i, Doamne, cât sunt de... Cucoane și dudui, de când sunt la CNU, nu numai că sunt vioaie și mănânc tot timpul sănătos, ba chiar mă și hidratez corespunzător și mai îmi fac și prieteni, pentru o țâră de apă trebuie să merg cu 3 persoane. În afara faptului că mă mențin în formă, CNU mă ajută să-mi dezvolt și gramul, kilogramul, tona de cultură generală pe care o dobândesc. Începutul este simplu, nota 2. Nu e costisitoare, nu depui prea mult efort, ba chiar vine de la sine. Dar stai, dacă sunați acum primiți gratuit și un preș de cea mai bună calitate, care vă va asigura confortul în următoarele 5 luni. Încă nu v-am convins? Stop! Pauză! Vreau să... Vreau să găsim o cauză. Dacă ar fi să povestim la CNU, e ca într-un film. Vreți să vă spun înainte de ore? Nicio problemă. Destinația, toromatul de pe hol. Cafea cu extra zahăr. Apă chiar. Îți dă aric. Vrei puțin suspans și aventură în viața ta? O singură oră în stilul alert CNU îți poate garanta aceste lucruri. Pe lângă comentariul de 1200 de cuvinte la română, funcțiile injective la matematică și țesutul conjunctiv la biologie, avem și 50 de flotări la sport. Poate ai pierdut vremea, nu ți-ai învățat lecția, există o multitudine de variante. Vis-a-vis liceu, la romans, o dietă cât mai sănătoasă, cât mai puține calorii, mai ales pentru domnișoare. Domnișorilor, v-ați săturat de șaorma? Știți ce se întâmplă în sala de sport? Echipa noastră de majorete, rafinate, o să vă încânte privirea. Credeți că veți avea mustrări de conștiință că ați ales calea nedreaptă? Nicio problemă! Psihologul de elită al liceului poate face ca orice problemă se rezolve într-o clipită. Către orice direcție ați aspira, după 4 ani de CNU veți descoperi că se liceam complet. Cap, mâini și picioare. Înainte de plictiseai, am găsit remediu. Uite așa, ți-ai găsit o temă pentru acasă. Manual de la 1 la 100? Trebuie terminată până la sfârșitul anului, nu-i așa? Până mâine, cap de lut.
convins, însă pentru o doză mai mare de amuzament, sunați acum la numărul afișat pe pancardă. 07692292. CNU nu arată bine pe tine? Stai! Avem soluția! Esența CNU totul la 0 lei. Transportul nu este inclus. Ei, doar umplea cu milioane. Te-ai devenit și tu ca sorta. Asta ar necesita o operație extrem de scumpă! Hai, nu mă mai necă și tu, decât vreau să văd dacă merge. Cu CNU puteți muta munții din loc. Priviți! Un episcop din Constantinopol vrea să se dezarhiepiscopul constantinopolizeze? Eu, cam sec! Vai din capul meu! Publicitate, opriți-vă! Maria. Suntem din nou în direct, de această dată cu gândul la publicitate, cum s-a mai spus, la fel de mult ca la ziua în care sosește termenul limită pentru prezentarea comentariului la română. Acest lucru îl susține și misa noastră, Cora Oprea, care și-a creat un sediu de făcut și corectat comentarii pentru BAC. Publicitate! Am și eu la Despotovici! E la mare! Lăsați și eu un caiet de comentarii aici la dumneavoastră. Gata? Care? Am unul, mi-a scris vorbi Maricel pe spate. Apo, love, mate, ceva. Care? Ăla, are Hannah Montana pe prima copertă, roz, frumos. La dictando. Da, la dictando, așa. E gata? De la cine l-aveți? Cum de la cine l-am? Ce importanță are asta? De la cine l-aveți? Mi l-a făcut tot tipul de la Liceul Unirea. Colegiul Național Unirea. Unirea. Colegiul Național Unirea, bine. Păi ați văzut? E perfect comentariu. Păi cum să fie perfect? Dau test vineri și ultima dată când l-am citit nu înțelegeam nimic din el și am nevoie de el ca de pâinea caldă. Păi și de ce nu vă luați o pâine caldă? Despotovici! Ia și o pâine caldă! Haideți, vă rog, eu n-am venit aici ca să credeți de mine. Domnule, e perfect comentariu, poți să-l și cânti. Deci eu chiar n-am venit aici, n-am chef de miștouri. Domnule, poți să-l cânti? Hai, nu. Demonstrație? Luci, ia bază-mă caietul ăla dictandă. Care? Ăla m-a dat scris versul Marcel Apolove Mate. Pe spate, pe spate. Care? Ăla mă cu Hannah Montana pe prima copertă, cum îl deschizi. Care? Ăla dictandă, nu? Da, ăla dictandă. Comentariu, da? Mihalcea, ia bagă vii tu. Basmul este un genetic, meu la fare energetic. În harapar, vă-l provoacă, dă pe spate, scopă, dragă. Nu se roadă lăpușna, să-ți știm, e moldovean. Păi este temi, e rege suprem, ignoră-l cu noi, nu putem. Am găsit o scrisoare pierdută. Nu, înapoi, nu fi o brută. Nu că vreau să-l șantajez, că din scrisoare să citez. Tradițional, cu subiect național. Citește Ion, că e genial. De la început până la final. Poți să-l și cânti! Este incredibil. Copiii aceștia sunt extraordinari. Nu asta. Incredibilă e durerea mea de cap. Păi și nu știi ce ai de făcut? Suntem în direct. Trebuie să rezolvăm problema. Trebuie să iau pastile. Eu? Nu iau nimic! Eu m-am lăsat de pastile! Ok, off. Tu nu te uiți la reclame, mă uimești pe zi ce trece. Pauză de publicitate! Farmacia CNU, te rog!
ziua! Cu ce vă putem ajuta? Bună ziua, doamnă! Am o durere de cap cu coleșan crește și am venit tamat la Botoșan la farmacia asta, că am auzit că tare chinii te fac pastile de aici. Da, doamnă, dați-mi rețeta de la medicul de familie, că ia uitați că stau la rând. Doamnă, dar și așa e rețetă. Ideea că te ajută să faci cozonaș? Nu, doamnă! Rețeta este prescripția medicului de familie care v-a trimis la farmacia ce nu te uită să vă însănătoșiți. Adică, dragă, și vrei să zici că eu nu sunt sănătoasă, mă faci de limană? Aoleu, spuneți-mi mai repede ce pastile vreți și dați-i drumul. Dați-mi cele mai bune pastile pe care le aveți. Pastila cea mai bună pentru dureri de cap la care durerea trece instantaneu și fără urmări este paracetamolul. Dar aveți grijă să nu luați decât un sfert în fiecare dimineață. Păi, doamnă, și dacă durerea nu trece? Numărați de 10 ori până la 2 și sigur vă trece. Păi, doamnă, decât să număr eu din 10 ori până la 2, mai degrabă iau două pastile și nu mai număr deloc, că, na, doar nu o să mă moare noană, nu? Măi, femeie, ce nu înțelegi? Vrei să ajung să-mi petrec tot restul vieții în închisoare? Ia, Dumnezeule, pastilele alea, cum ți-am zis să le iei. Dar și ai dragă de te superi așa, eu te întreb, nu dau cu barul. Bine, altceva mai doriți? Auzi, dragă, dar ce crezi că eu vin la Botoșan numai pentru o pastilă de paracetamol? Câteodată așa, stai așa să-mi povestesc, n-am deloc vlagă și am nevoie de ceva pentru revigorare. Avem tot ce doriți dumneavoastră, calciu cu magneziu și pentru energie avem vitamina sârbu care îți dă are. Aceasta se ia de fiecare dată când vă simțiți lipsită de vitalitate. Păi dar, doamnă, noana mă moară cu două pastile și sârbu îmi dă câte pastile vreau eu? Păi cum vine aici, dacă nu mai pricep? Eu vin aici cu durerile mele și dumneata mă strigi de tot? Doamne Dumnezeule, care m-ai făcut farmacistă, măi femeie, ce nu înțelegi? Eu înțeleg, dar nu pricep. Eu vin aici cu durerile mele și dumneata mă mențești de tot. Măi femeie, ce nu înțelegi? Te doare capul, iei paracetanoană, n-ai energie, iei vitamina sârbu, ce e așa greu? Nabelea, mai ia și cu amețeală acum, Ana. Doamnă, stați liniștită! Avem remediu și pentru amețeală. Buzețelul flutasin rezolvă orice anemie! Doamnă, dar și așa e anemie, că eu nu știu. Anemia reprezintă diminuarea cantității de hemoglobină circulantă funcțională totală. Tu, dar și deșteaptă ești, ai. Și ne-ai zis că farmacia CNU e cea mai tare? O știut, eu ce-o știut. Te-ai lămurit, Cucoana? Lămurităs. Dar nu sunt hotărâtă. Ia să-mi zici tu mie cât costă toate astea. 1866 de lei plus 24 de lei taxa pentru informații. Aoleu, dar ce scump e, bre? Dar care era mai ieftin? Dar calitatea nu e aceeași. Nimic nu e la fel de bun ca în CNU. Ia să mă lăsați pe mine leacă să mă gândesc. De? Măi, femeie, te-ai pierdut în lumii? Hai deodată acasă, că de două zile copchiezi chiar într-una. Și pe deasupra s-o răși și ciorba. Dar și drag, copchiea n-au și tată? Doamnă, eu te cum faci? Eu mă duc repede până la Botoșan, le dau de mâncare copchiilor și vine mai târziu și iau și pe Noana, și pe Sârbu, și pe Buzățelul. La revedere! Avertisment! Dacă reacțiile adverse sunt aceleași ca ale persoanei de dinainte, vă rugăm să contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Însă nu uitați că CNU vă dă, dar nu vă bagă într-o aistă. Iată că am revenit din pauza publicitară, iar noi ne continuăm programul din această seară. Fantastic! Fabulos! Și neașteptat de captivant! Știm, nu vă vine să credeți! Dar asta nu reprezintă nici măcar jumătate din amintirile frumoase și momentele de neuitat cu care veți rămâne după experiența numită CNU. În continuare, Medea Stan ne va prezenta și perspectiva absolvenților. Medea, ai legătura! Sunt
Stătea acolo, știi? Și nu-mi zicea nimic. Pur și simplu se uita la mine. Deodată a pus așa o mână pe masă și mi-a zis: măi băiețel, tu ești tâmpit? Auzi, da! Asta nu-i fosta noastră, colegă, Medea! Medea! Suntem noi, Cioboș și Plenovici! Vai, să nu vă recunosc! Haide, ia un loc! Măi băieți, măi, tot aici la casa Elena unde chiuleați? Da, dar acum veneam din plăcere! Nu că nu ne-am învățat la fizică! Sau la mate! La română, la biologie, la ce mai câleam, desen... Îmi este doar de liceu. Și nouă. Îmi este doar de domnii profesori de la Unire, erau minunați. Da, profesorii erau super, super drăguși și se comportau frumos cu toată lumea. Mai puțin cu mine. Nu prea mă plăceau. La cât de rar veneai tu pe la ore, n-apucau să-și facă o impresie. M-am întâlnit de curând cu doamna Sârbure, ocupată cu balul bobocilor, ca de obicei. Mi-a zis că pot să trec și eu pe acolo, ci că e pe 7 noiembrie. Normal, mergem sigur. Îmi aduc și eu aminte de primul nostru bal. De fapt, nu mi-aduc așa de bine aminte, dar mi-aduc aminte de al doilea, și de al treilea, și de... Am înțeles ideea. Asta însemna pentru tine liceu, numai petreceri? Nu, normal că nu. Adică și chiulul a fost foarte important pentru mine. Doar ziceam așa că la Unirea nu doar că se învață bine, dar lumea știe să se și distreze, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică, uită-te la mine, mereu m-am distrat și ai văzut notele bune de la Bagda. Vai, ce să zic, te lauzi acum că ai luat notă mare. Sper că nu ai uitat cine te-a ajutat la teste când nu știai. Da, cred că n-a uitat că eu îl ajutam mereu. Că eu stăteam cu el în bancă. Tu stăteai pe rândul celălalt, în colț chiar. Nu contează, sper că nu ai uitat cine ți-a ducea cafele și covrigi de la Romance. Da, tot eu eram ăla. Nici până acum nu mi l-ai plătit. Îți dau banii mâine. Sau, când am luat 2 toți 3 pentru că nu ne-am făcut tema asta, trebuie să vă amintiți. Da, mi-amintesc când am luat 2. Începusem să am dubii că ai fost în aceeași clasă cu noi. Sau, când am fost la Bacău în excursie la Vrânceanu și eu... Da, te-ai urcat în autobuzul greșit, ne sperea foarte tare și o să mai departe. Sau când i-am luat tor doamnei diriginte de ziua ei și voi l-ați mâncat pe tot înainte. Nu a fost frumos. N-a fost foarte frumos, da, avea un gust super bun, era cu ciocolată. Sau când Alex a vrut să meargă la baie... Nu, fără povestea asta, fără! Am cunoscut o groază de persoane în liceu, aici m-am îndrăgostit prima oară. Dar ce coincidență! De ce nu ne povestești și tu câte ceva despre prima ta dragoste, Romeo? Da, haide, spune, cine a fost? În afară de întreaga echipă de majorete. Ce dragoste, ce e aia? Da, simt. Care a fost? Prima. Prima, adică aia, cea din tâi, prima. Păi prima a fost prima, adică aia. Prima lui dragoste ai fost tu. Ba nu! Ba da. Nu e adevărat, nu mi-ai plăcut. Adică mi-ai plăcut, dar nu te mai plac. Adică îmi place, ești ok, ești o persoană super, dar nu te plac în sensul ăla. E ok, mi se pare foarte drăguț. Îmi pare rău că nu am știut și oricum n-ar fi mers, îmi pare rău. Ți-am zis eu. Uf, nu credeam că o să-mi fie vreodată așa de dor de liceu. Ia să-ți puțin, în cât suntem azi? În 7, de ce? Păi cum de ce? Nu-mi ziceai că e balul bobocilor la Unirea? Ai dreptate, hai să mergem. Hai. Mamă, abia aștept să agăți niște boboace. Așa cum ai agățat și pe mine, las o baltă. Da, frate, tu poți să agăți doar rufe. Cum adică, mă? Is this a breakup? Is this a breakup? Is this a breakup? Mulțumim, Medea! Întrucât fără Colegiul Național Unirea nu ar fi departe ziua în care la examenul de bacalaureat elevii ar cita... Manele! Încercăm cât
cât timp încă mai este posibil să transmitem învățăturile și celor mai mici. În continuare, dăm legătura Roxanei Bentea, care e alături de elevii claselor a 8-a. Petru Partene, eminentul elev al anului de la CNU, urmează să le prezinte acestora liceul. Se pare că micuții vor avea parte de o surpriză. Să vedem despre ce este vorba. V-am prins! Mă, copii, este trecut de ora 5. Voi n-aveți noțiunea timpului deloc? Adică voi v-ați uitat puțin ce este afară? Cât de întuneric e? Voi n-aveți ferestre acasă? Cum zicem? Bună seara! Eee, așa mai merge. De să vă zic la ce mă gândeam eu când mă îndreptam spre școală. Stăteam eu așa și mi vă imaginam pe fiecare dintre voi la cel mai de prestigiu liceu din oraș, liceul Unirea, normal. Dar nu v-am zis. Cum? Eu mă gândeam așa, la tine, ăsta micu. Știi ce bine te văd eu îmbrăcat într-o cărămidă arămie, umblând de colo-colo, mândru că ești unirist. Dar ăsta micu, partea a doua. Cască puțin ochii. Hai, fă-i cât mai mari. Și acum spune-mi tu mie că nu faci reclamă la cafea. Totul se rezumă la tonomatul de cafea de pe holul profesorilor. Dar nu v-am mai zis. Mergeam eu așa cu mașinuța înspre școală și noroc am văzut că dacă nu-l vedeam, îl luam din plin. Un unirist și nu orice fel de unirist. Unul masiv. Și când zic masiv, nu mă refer la centimetri din șold. Mă refer la masa de cultură generală. Deci ce să o mai lungim? Să intre gloriosul și inimaginabilul elev al anului al liceul Unirea, Petru Partene! Mă scuzați, aici e clasa 8-a? Da, cu ce vă pot ajuta? Păi, eu sunt înlocuitorul lui Petru și am venit să discutăm așa cum ești celul lui. Aaa, m-am prins! Hai că m-am liniștit! Deci, ce poți să le spui tu elevilor mei? Păi, nu știu, sincer, nu mi-am făcut un discurs pe drum sau... Cum, mă, nu te-ai gândit și tu la nimic în drum spre școală? Nu, doamnă, așa sunt eu, îmi vin ideile pe ultima sută de metri. Aaa, m-am prins, ultima sută de metri. Dar, spune-ne tu, la Unirea este loc pentru niște boboci așa frumoși, nu? Desigur, undeva prin spate, poate. Hai, mă, dar la Unirea aveți de toate, cum să nu? Da, avem majorete, magazine și câini de pază, câini de pază. Dar profesorii sunt pur și simplu minunați, că doar sunt numai gata să ajute. Păi, odată mi-a fost atât de rău și n-am putut învăța, însă profesorii m-au înțeles și mi-au oferit cel mai frumos 10 la anilor mei de liceu. 2 la mate, 2 la bio, dar slavă Domnului pentru 6 la religie mi-am asigurat vacanța de vară. Hai mă, dar elevii sunt niște persoane chipzuite, nu? Explică-le tu. Da, normal. Chiar niște cercetători britanici au descoperit ceva în legătură cu elevii, deci în legătură și cu mine. Ce? Că tu dormi mai bine pe băncile liceului decât acasă, poate. Exact. Dar chiar și așa sunt un elev model. Așa am fost și vom fi mereu. Ba chiar mai mult, săptămâna asta am vrut să-mi ajut una dintre colegii. O profesoară a spus că va zvârli catalogul în cel ce va îndrăzni să nu mai fie atent la ore. Iar eu, băiat bun, văzând-o pe Sara, am fluierat așa ușor că ți se trezească. Ai, Ureli, fetele bune nu întorc capul când sunt fluierate. Exact asta ar fi spus și ea dacă ar fi apucat. Dar gata cu detaliile, s-o lăsăm așa. Sper că elevii mei au înțeles ce era mai bun de înțeles. Măi băieți, acum serios, cine ar vrea la liceu Unirea? Exact așa vă vreau. Și cine e sigur că intră și rezistă la un liceu de un asemenea prestigiu? Hai mă copii, serios, care-i problema? Spuneți-mi și mie, că eu nu pricep deloc.
mă uit așa puțin la voi, dar nu-mi trece nimic prin minte. Să vedem. Cine se consideră mai puțin dotat intelectual să se ridice, că doar liceul n-a mâncat pe nimeni până acum. Deci tu, de ce ești în picioare? Spune tu, ce te face să crezi asta? Ești supărat? Nu te crezi în stare de așa ceva? Crezi că universul îți pregătește altceva mai bun? Nu, doar că știi, nu voiam să te las singur în picioare. Exact ăsta este spiritul. Bine, copii! Vedeți voi, la Unirea nimeni nu te lasă singur în picioare. Ștefan este și dă dovadă de grație la fel de mult ca și un elefant care face street dance într-un magazin de porțelanuri. E, lăsând gluma la o parte, Sara, te-ai lămurit care e viața elevilor la CNU? Pentru noi totul este clar, dar pentru voi, Bianca Golea va evidenția succint perspectiva elevilor. Bianca, ai legătura. Am venit și eu aici, nu ca să mă bag în seamă, ci ca să vorbim de școală. Eu sunt Bianca cea frumoasă. Unii mai îmi spun fițoasă, chiar și cei ce mă cunosc au spus-o, dar nu recunosc. Acum că v-a captat atenția, încep a spune profeția despre cum trăim aici. Nici un an, nici doi, nici cinci. 4 ani plini de culoare, fără nori. Cam prea mult soare, timp în care ne distrăm, bine, hai și învățăm. Clasa mea e cea mai tare, mă distrez, ce bine îmi pare. Bănci scrise câte vrei și băieții secreți mei. Ne jucăm pe telefoane, comentăm la profesoare. Catalogul e plin de 4, este vai de el săracul, inima suspectă zbate când nu-ți faci tema la mate. E stresat și la română că nu-ți scrii de o săptămână. Și la sfânta geografie, de neanoană cine știe? La religie apar ca prostul, că nu știi nici tatăl nostru. Și totuși, nu am cum să mă prefac că totul va fi roz. Și va fi bine când matematica pe care o fac întotdeauna va avea ceva cu mine. Când te gândești că te fugărești un doi, mai bine pe ceat agăți un băiețoi. Iar fizica, ah, ce mai fericire! Trăiesc și m-am născut doar pentru ea, căci noaptea în mintea mea sunt doar lentile și o să orbesc dacă o mai țin așa. Dar o să vezi, chiar dacă ninge, plouă și nici n-ai să uiți că așa ai învățat, că numărul divin e 69 și nu 7, ca în povești de împărat. De ce să ne încurcăm în ribozom, acid ribonucleic și de toate, când tu, elev, în oră vrei să dormi? Și nici nu mă gândesc la sănătate. De-i luptă, pace sau război civil, la școala noastră viața e intensă. În șoapte se aude în glasul meu istorie. Te rog, nu fi perversă. Și logic dacă ar fi acum să pun problema. Ce-ar face Socrate în locul meu? Eu chiar nu văd de ce mi-aș face tema când alții absentează mai mereu. Să învăț la informatică programe. Deja e mult prea mult și pentru mine, când eu cu 3 optari și 2 dame pe Facebook, azi am luat un foarte bine. Știu să postez, să șterg, să dau check-in, prietenii îmi știu orice mișcare. De la YouTube eu am auzul foarte fin. De ce să pierdem timp cu programare? Mărturisesc, chiar înainte de plecare, profesor dragi, gândiți-vă că noi... Chiar dacă știm că adevărul doare... Mai bine un absent decât un doi. Iar școala e ca o poezie frumoasă și cu înțelesuri multe și chiar plăcut ar putea să fie... Că n-ar dura mai mult de 4-5 minute.
A ieșit chiar foarte bine, dacă e s-o dăm în rime. Hai, nu te mai dau un spectacol, să trecem mai departe. De elevi am spus... De absolvenți am tot vorbit. Să vedem însă și părerea profesorilor despre Colegiul Național Unirea. În acest sens, ne va ajuta Claudia Manta. Claudia, ai legătura. Încercăna, domnul meu. Nu putui închide un ochi azi noapte? Alta-i posna, tovarășă. Viața de șomer nu priește, știu, știu. Uita-te, relele, tovarășă, că adevăr grăiești. Dar dumneata n-auziși veștile? Nici de cum. Am eu cinstea să te anunț. Se caută profesor și dascăl în oraș. Pușchea pe limba ta! Chiar așa este. La liceul Unirea. Ah, Unirea. Îți surâde. Cui nu i-ar surâde un loc de muncă la cel mai lăudat liceu din oraș? Cred că elevii de acolo sunt de-a dreptul chipzuiți, nici că se pomenește altfel. Știi că presiunea atmosferică reprezintă presiunea exercitată de aerul din atmosfera asupra scoarței terestre. Da, chiar înțeleg câteva cuvinte din ceea ce spui. Valoarea ei poate fi exprimată în mai multe unități de măsură și se măsoară cu barometru. Adică fac un metru și mergem la bar? Presiunea atmosferică la nivelul mării este de circa 760 mm coloană de mercur sau 101.325 de pascali. Adică 101.325 de paștele măsii, că nu mai înțeleg nimic! Sigur sunt printre cei mai buni, nu în cap de discuție, da, profesorii, ce se aude despre ei, mă, duduie? Multe, adică nu prea multe, cred că-s de-a dreptul exigenți. Ți-am zis că n-aud fără ochelari! O, Dumnezeule, dar tu chiar nu ai rușine! Tovarășul meu, îți dai seama că sunt izvoare de cultură și disciplină. Auzi, colega, câți premii ți-ai avut anul acesta la Olimpiade? Peste medie, colegul. 15 premii la naționale și 100 medenii la județeană. Ei, Jupiter, draci! Ai prins mărire de salariu! Coane, cred că-s cu mult peste noi dacă stau a mă gândi. Rare ori face asta, dar hai, hai, nu te mai întinde cu vorba, hai să prindem posturile alea, duduie! Dar mare dreptatea ta! Se zvonește că sunt ocupați și cu balul cel renumit, hai! Doamnă Sârbu, câte fete ai la mis? Destule! Și de pe la clasă noastră, de ce? Vedeți că abia ne-am lustruit ștampila cu doi! Fetelor, l-ați auzit? Aveți grijă cum defilați! Degleați ca niște cizme! Merge, Angelo, merge! Ca din anul în campionat! Întrucât nu de despărțiri fundamentale ne arde nu acum, ci dimpotrivă, revenim cu ultima parte a emisiunii noastre din această seară. Convinși de calitatea și frumusețea atât fizică cât și interioară, a Colegiului Național Unirea, vă lăsăm pe mâna Iuliei Ilie, care ne va prezenta ultimele noutăți la știrile CNU. Iulia, ai legătura. Iar noi ne revedem data viitoare. Suntem Andreea Pleșca și Victor Sclav, iar împreună vom prezenta știrile CNU de la ora 5.
caz șocant astăzi în incinta liceului. O bătrână de 19 ani a fost bătută cu brutalitate chiar în incinta liceului. Agresorul i-a luat viața, dar și pomponelele victimei și apoi s-a făcut nevăzut. Din fericire, poliția a reușit să-l prindă la scurt timp după incident, obligându-l apoi să îi înapoieze victimei atât viața cât și pomponelele, plus 20 de like-uri la pozele de profil. Candy Crush din nou mediu sigur. Veste excelentă în universul cultural unist. În mod inexplicabil, în sufletele băieților s-a instalat o poftă de citit cum nu s-a mai văzut până acum. Cercetătorii britanici susțin că începând cu anul acesta, numărul băieților care vin la biblioteca CNU a crescut considerabil. Adică s-a dublat sau s-a triplat? Chiar. Hai să spunem că numărul a crescut cu 20. Ce mă de te agiți așa tare când vorbim de bibliotecă? Ori ai depășit și tu termenul la vreo carte? Publicitate! Gătânțe penit, nu ai bani de cafea? Nicio problemă! După ce somnul din timpul orelor îți este întrerupt de sunetul insuportabil al clopoțelului și observi că ți este gâtul înțepenit, nu trebuie decât să ieși în pauză în curtea liceului, pentru că acolo găsești cei mai frumoși băieți. Așa că tu tău își va reveni, fiind nevoie să-l întorci după fiecare băiat frumos. Băieții ăia de reclamă. Prea ca la Unirea. Și eu? Ne, prea fițos, prea ca la... În altă parte, if you know what I mean. În alte știri, atelierul de croitorire al CNU a scos și în această vară o serie de tricouri 100% bun bac. Spre deosebire de producătorul local numărul 1, celelalte fabrici de confecție au apelat la poliester și alte fibre plastice. Probabil din cauza crizei. Magazinul Unirea anunța deja ofertele pentru Black Friday, reduceri la matematică. Nu primești 80% din notele din gimnaziu, nici 70%, dar nici 60%. Primești până la 50% reducere. Dar stați mai ceva! La cea mai mică vibrație a vechiului telefon, vine vărul și te rezolvă. Domnul Noană îți face întâlnire cu cel puțin 4 ferestre, astfel calea spre un smartphone de ultimă generație este asigurată. Sport, vești bune din Ghencea. În urma rezultatelor slabe obținute de steniști în Champions League, conducerea clubului a decis să demite pe Laurențiu Reghecamp și, din dorința de a păstra stilul ofensiv cu care am fost obișnuiți până în prezent, au decis să-l numească antrenor pe nimeni altul decât implementatorul Tiki-Taka în România, Viorel Paisan. Meteo. Așa, bravo. În sălile de clasă se anunță vânt, mult vânt. Furtuna înregistrată ieri în biroul domnului director Noană se va muta ușor către cancelarie. În biroul doamnei Sârb și al domnului Buzățelu este o vremă însorită. Da, pilele domnul Buzățelu l-au luat de sus. Ne cerem scuze, dar se pare că celelalte licee fură curent. Vă invităm să urmăriți ce înseamnă spiritul unirist pentru o parte din oamenii ce au contribuit la formarea istoriei acestui colegiu. Vizionare plăcută!
Știi ce e spiritul unirist? E chestia aia care mă face să strig Hai Unirea când joacă echipa liceului. Știi? E balul bobocilor, unul ca ăsta la care vă uitați voi acum. Și care m-a făcut să vreau să organizez orice e de atunci și până acum. Știi? E voi, voi sunteți spiritul unirist. Toți. Hai Unirea. Ce înseamnă spiritul unirist? Eu cred că este poate unul dintre cele mai importante lucruri cu care rămâi după terminarea liceului. Pentru mine reprezintă acea vibrație, acel ceva care ne unește, care te împinge spre afirmare, care te obligă să fii cel mai bun până la urmă. Un lucru, într-adevăr, special, zic eu, pe care nu o să-l găsești în altă parte, este faptul că CNU îți dă oportunitatea de a te face remarcat și apreciat. Chiar dacă știu că poate sună un pic clișeistic, în fond, tu ești CNU. Afirmă-te! Îmi lipsesc multe. Pentru că unirea, pentru mine, n-a fost, nu este și nu va fi niciodată o simplă istorie. Unirea pentru mine înseamnă spirit. Spirit unirist pe care îl voi păstra probabil pentru totdeauna. Unirea pentru mine n-a fost locul în care mâncam matematică, ci locul în care am învățat ce e iubirea, ce e distracția, ce înseamnă prietenia adevărată, locul în care aveam voie să fiu eu însă. Așa că vă dau un sfat. Profitați de fiecare clipă acolo, fie ea plină de tristețe, de bucurie, de note mici, de oboseală, pentru că, la urma urmei, ceea ce vă rămâne la sfârșitul zilei este spiritul unirist. Și știți prea bine că ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Așa că de aici, de la Meridianul Zero, mândră să fiu uniristă, vă pup! Salut, eu sunt Mihai și viața mea uniristă a început cam acum 6 ani, în sala numărul 19. N-a trecut foarte mult de atunci, dar mi-este destul de greu să disting între lucrurile care reprezintă unirea în inima mea. Am avut niște colegi minunați pe care mi-aș dori să-i văd mai des zilele astea. Am avut un diriginte care mi-a fost mai mult decât un mentor. Niște domn profesori care mi-au insuflat dorința de a cunoaște mai mult și care mi-au acceptat mereu mofturile. Cred că m-am bucurat într-un fel prea puțin de ele în momentul când le-am trăit. Ce e cel mai important pentru mine este că unirea mi-a oferit libertatea de a face ce-mi place și în același timp mi-a oferit suport și sprijin atunci când am avut nevoie. Aș vrea să mă opresc, că deja m-a luat puțin melancolie și vreau să vă urez să vă bucurați de perioada minunată care urmează în viața voastră. Spiritul unirist pleacă de la trei cuvinte: istorie, tradiție, performanță, și cred că este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui tânăr în viață. A fi la Unirea înseamnă a te implica social, a fi cel mai bun și a face parte dintr-o familie extraordinar de frumoasă. A fi sau a nu fi unirist? A fi, evident. De ce? Numele meu e Gabi Chirilă. Sunt fost elev al Colegiului Național Unirea și actual student la UNATC. Pentru mine, Unirea a însemnat o mai mare libertate de exprimare. Așa că singurul sfat pe care vi l-aș putea da ar fi să participați la toate evenimentele posibile și imposibile pe care le organizează liceul. Și să vă duceți la cursuri. Domnoană? Unirea face puterea. Spiritul unirist e ca un soi de michiduț așa, care apasă centrii nervoși încercând
să spună că poți fi bun atunci când ești rău, că poți fi cel mai bun atunci când ești doar foarte bun. Spiritul nihilist înseamnă să fii cârcotaș, să fii perfecționist. Spiritul nihilist înseamnă să știi să păstrezi balanța aproape echilibrată între ceea ce vrei și ceea ce poți. Spiritul nihilist înseamnă până una alta bucuria de a primi note mari sau bucuria de a le oferi elevilor tăi în egală măsură. Despre spiritul unirist prea multe nu ar fi de spus decât dacă privim în spatele meu ceea ce vedeți și voi, fostul meu liceu, actualul meu colegiu, fostul meu liceu ca elev, actualul meu colegiu ca profesor. La anul 24 ianuarie va împlini 148 de ani. Spiritul unirist este prezentul, respectiv cel mai bun colegiu din Franța, în primele 25 din România și primele 50 din Europa. Colegiul Unirea, spiritul lui, pentru viitor, așteptăm la 150 de ani și mai vorbim atunci. La mulți ani, Unirea! Eu cred că spiritul unirist este cel care leagă destinii, cel care unește spirite și cel care formează oameni, începând din clasa 5-a până în clasa 12-a și viitori oameni de bază ai societății. Cam asta cred eu despre spiritul unirist. Tot înainte. Urmează momentul ce ridică de fiecare dată sala în picioare. Ne-au încântat privirile timp de 4 ani cu mișcări pline de eleganță, senzualitate și rafinament. Formează pe scenă cuplul perfect și ne transmite fiecare dată că dansul întrece orice limită. Cu emoție în suflet, îi lăsăm pe cei ce au consemnat istoria dansului unirist să ne mai încânte pentru ultima dată pe scena Colegiului Național Unirea. În aplauzele dumneavoastră, Noemi Dragu și Cristi Hariga!
got one half good. După momentele artistice prezentate de tinerile participante, le veți vedea în următoarele clipe în rochii strălucitoare, seducătoare, ce se unduiesc în atmosfera muzicii. Cu cel mai frumos zâmbet pe buze, ele au ales să ne introducă în povestea Angelica a frumuseții, în care culoarea alb își dezvăluie misterele. Priviți-le, admirați-le și lăsați-vă purtați de magia momentului! Claudia Manta.
să delibereze. Domnul Cornel Noana, director al Colegiului Național Unirea. Dragoș Dragomir, absolvent al Colegiului Național Unirea, actual student al Universității Politehnice București. Doamna Mirela Horhocea, o bună prietenă a Colegiului Național Unirea, care ne-a ajutat din punct de vedere financiar. Violeta Zanfir, Miss Boboc 2010. Andru Octavian Mocanu, fost elev al Colegiului Național Unirea, Mister Mărțișor 2013, purtător al tradiției uniriste și actual student al Universității Politehnice București. În continuare, vă invităm să urmăriți ce a însemnat pentru noi organizarea acestui bal. Vizionare plăcută! Jur să nu lipsesc de la bal și de la ore. Jur să nu lipsesc de la bal, doar de la ore. Jur să stau și să am multe idei. Jur să jur să fac curățenie. Noi chiar am făcut curățenie. Jur să dau tot cea mai bun pentru bal. Dai cu pedala, dai cu pedala! Jur să ajung mereu la timp la repetiții. Jur să ajung la repetiții. Jur să fiu serios la repetiții. Jur să... bine! Bă, nu mă ataca! Nu! Nu! Vlad, Vlad, nu! Când doamna se pune acasă, Noemi și Alexandra joacă pe masă! Yeah! Jur să nu dorm la repetiții. Star, how I wonder what you are.
să ajut boboacele cu tot ce au nevoie. Care acest bal nu era posibil. Dorim să îi mulțumim și să spunem că este persoana care ne-a ajutat să răspundem afirmativ la întrebarea facem bal? Doamna Angela Sârbu. Adică știu câștigătorii, câștigătoarele. Voiam să vă spun, pentru că nu m-a întrebat nimeni, ce este spiritul unirist pentru mine. Pentru mine, spiritul unirist este să faci multe pentru liceul tău, care la rândul lui face multe pentru tine. Spiritul unirist înseamnă să vii la evenimente și să te comporți civilizat, să nu cuidui, să apreciezi munca celor care sunt pe scenă. Spiritul unirist înseamnă să dansezi, cum dansează Noemi, sau să cânti, cum cântă Alexandra Stanciu, chiar dacă cei din sală nu te mai vor, pentru că s-au plictisit de mult de tine. Spiritul unirist înseamnă să
aduni un grup de copii care poate n-au cântat și n-au dansat niciodată, care n-au făcut teatru, poate unii dintre ei niciodată, și ajung aici, pe scenă, să facă toate astea. Spiritul Unirist sunt și ei, organizatorii de anul acesta, care s-au gândit la Spiritul Unirist mai mult decât cei de până acum și care mai ușor sau mai greu au făcut ceva pentru voi. Acesta este Spiritul Unirist pentru mine. Pentru ultima dată, înainte de cernării premiului The New Face a Colegiului Național Unirea, vă invităm să ne admirați pe cele 8 pretendente la titlu. Sponsorilor noștri pentru sprijinul financiar și material acordat. SECE Dumpreser SRL, Jantesuper.ro, Diavoli Press, Zamfir SNC, Company TM, SECE Scorpion SRL, Iacan Food SRL, Baradi SRL, Magazinul Rococo, Casa Blanca, Dance Expert, Oriflame. Ținutele noastre sunt asigurate de Casa de Modă Valentina. Decizia a fost grea, dar Furiul a deliberat. Astfel, îi invităm în scenă pe Mădălina Blându și Petru Partene pentru a acorda premiul organizatorilor. Mulțumesc, Alexandru. Pentru noi,
această fată a fost cea care ne-a impresionat de la început, prin atitudinea ei aparte, prin nonconformismul ei, ce ne-a adus întotdeauna zâmbetul pe buze. Putem afirma cu vehemență că este cea în care spiritul unirist strălucește cu adevărat. Premiul organizatorilor Balului Bobocilor 2013 de la Colegiul Național Unirea merge la domnișoara Roxana Bentea! Pentru acordarea premiului de Miss Eleganță, îi invităm în scenă pe Alexandra Voicu și Lucian Savin. Titlul de Miss Eleganță CNU 2013 se acordă domnișoarei care, prin ținută, rafinament și gesturi, a reușit să își pună în evidență cele mai importante calități. Iar aceasta este... Medea Stan! Nicoleta Potop! Iar pentru acordarea premiului de Miss Boboc 2013, invităm în scenă pe Andru Mocanu și domnul director Cornel Noană, dar nu în ultimul rând, pe Miss Boboc 2012, Ana Maria Cioca. Bună seara, CNU! După cum probabil ați observat, domnul director Noană a fost schimbat între timp. Vrem să vă spunem că a fost foarte, foarte greu. Punctajele au fost apropiate. Vrem să mulțumim pe această cale că am avut onoarea să facem parte din acest juriu. Și avem în sfârșit niște rezultate. Nu, Andru? Le mai lăsăm să mai aștepte? Bine, nu le mai lăsăm. Ei bine, doamnelor și domnilor, premiul de Miss Boboc al Colegiului Național Unirea în anul 2013 merge la... Cora Oprea! În cele ce urmează, vă invităm alături de noi la restaurantul Laguna. Intrarea se face până la ora 11:23 și vă dorim o seară plăcută!